Salut și bine v-am regăsit cu un nou tutorial. Astăzi o să croșetăm o bluză. De data aceasta va fi un tutorial diferit și zic asta pentru că este o colaborare între mine și Violet. Violet, pentru cele care nu o știți, are un canal pe YouTube cu tutoriale despre tricotat și nu numai. Și ne-am gândit ca împreună să lucrăm o bluză. Eu varianta croșetată și ea va lucra bluza tricotată. Și în felul acesta, cele care iubesc mai mult croșeta vor croșeta bluza, iar cele care preferă să tricoteze vor tricota bluza de pe canalul ei. În descriere o să vă las linkul care vă duce direct spre canalul Violetei. Eu vă doresc spor la treabă, la lucru și rămâneți alături de mine pentru a lucra această frumoasă bluză. Pentru proiectul de astăzi, eu am folosit trei culori, sunt două nuanțe de mov și un roz. Sunt de Merino, firma Kanguro. În compoziție are 50% lână și 50% acril. Am folosit o croșetă de 4. Vom avea nevoie de un ac, o foarfecă, un centimetru și, bineînțeles, patternul îl aveți în videoul anterior, de săptămâna trecută. Am publicat patternul, care este acesta. Aveți deja tutorial ca să-l vedeți cum se lucrează. Sunt mici diferențe pe care o să le vedem pe parcurs. Și acum să vă explic în ce constă bluza. Este pentru mărimea M, da? Eu vă dau dimensiunile în centimetri ca să vă fie ușor să vă măsurați și să faceți orice mărime doriți. Sunt două părți, fața și spatele, le lucrăm exact la fel. Singura diferență la față va fi aici, la răscroitura de la gât. Este o mică diferență la ultimul rând, o să vă explic. Pentru mărimea M, mie îmi trebuie 51 de centimetri pentru lățime, iar lungimea mi-am măsurat 57 de centimetri. În cei 51 de centimetri, mie mi-au intrat 83 de piciorușe mari. Și o să vă arăt imediat cum arată. Cam așa arată combinația de culori care am ales-o. La patternul care vi l-am arătat cum se lucrează, eu am făcut între cele două rânduri de pattern, am pus doar două rânduri de piciorușe mari, pe când la bluză am făcut 7 rânduri de piciorușe mari, schimbând culorile. Și așa arată. Și cum vă ziceam, singura diferență, aceasta este fața, singura diferență este aici la gât, unde mi-am lăsat centimetri pentru umeri, în ambele părți, iar aici, la ultimul rând, am lucrat cu piciorușe mari, iar partea asta de gât am lucrat-o în piciorușe mici, după care am continuat să lucrez cu partea de umăr cu piciorușe mari. Și atunci se vede această răscroitură micuță la gât, iar partea de spate este perfect egală. Nu am făcut nicio scădere, nimic. Este drept, da? Iar acum ce urmează să facem este să unim cele două părți, să unim umerii mai întâi, vom coase umerii și lateralele, iar aici o să lăsăm spațiu pentru mânecă în funcție de cât de largă vreți să fie mâneca. Bluza mea o să aibă mânecile 3 sferturi și vreau să fie un pic mai largi, să nu fie chiar strânse. Și atunci o să las, să vă zic în centimetri, cât am să las eu pentru mânecă. 20 de centimetri am să las pentru mânecă. Și ce rămâne să facem este să coasem lateralele ambele și umerii, după care o să revin ca să
lucrăm mânecuțele. Am cusut umerii și lateralele în ambele părți, aproape că nu se vede. Am avansat puțin, am lucrat partea de mânecă. Cum v-am zis, mâneca este 3 sferturi. Nu am mai filmat pentru că este lucrată cu piciorușe mari, este simplu. În funcție de câți centimetri ați lăsat aici, atât eu v-am zis că vreau mâneca să fie mai lărguță și cumva elasticul o strânge aici. Eu am montat de jur împrejur 64 de piciorușe mari. Pe fiecare culoare am luat câte 4 ochiuri. Da? Și am montat 64 de piciorușe mari, după care am lucrat 15 rânduri. Iar după aceea am lucrat manșeta, iar acum o să lucrăm împreună cealaltă manșetă. Am început și cealaltă mânecă și am făcut cele 15 rânduri, iar acum o să lucrăm manșeta. Pentru manșetă o să folosesc culoarea deschisă. Ultimul picioruș mare o să-l închei deja cu culoarea nouă. Iar de aici voi monta 20 de ochiuri de lanț. Aceste ochiuri de lanț fac, deci montați câte ochiuri de lanț doriți ca să fie manșeta de lată. Pentru mine 20 de ochiuri este suficient. Iar acum să facem un următor, încă un ochi de lanț și în al doilea ochi de lanț o să începem cu piciorușe mici. Și lucrăm un total de 20 de piciorușe mici în fiecare ochi de lanț. După ce am făcut cele 20 de piciorușe mici, în următorul ochi facem un picioruș alunecat și încă un picioruș alunecat în următorul ochi. Un ochi de lanț și întoarcem. Sărim cele două piciorușe alunecate pe care le-am făcut și în următorul, în primul ochi de pe rândul anterior, luăm partea de spate a piciorușului și lucrăm cu piciorușe mici. Dar luăm doar partea din spate. Trebuie să numărați mereu ca să aveți același număr de ochiuri, în cazul meu 20. La fiecare rând trebuie să am 20 de piciorușe mici. Și lucrăm în felul acesta până la sfârșitul rândului, luând doar partea de spate a ochiului. Când ajungem la ultimul ochi, acesta îl luăm normal, ochiul întreg, facem un picioruș mic, ridicăm un ochi de lanț și întoarcem și continuăm, repetăm aceeași procedură, 20 de piciorușe mici, luate doar partea din spate. Până la sfârșitul rândului. Când ajungem la sfârșit, din nou vom lua următorul și următorul piciorușe alunecate, un ochi de lanț, după care întoarcem și
și continuăm aceeași procedură. Vom lucra în felul acesta până terminăm de jur împrejur toată manșeta. Dacă doriți să iasă mai strânsă manșeta, odată la două rânduri, aici unde am sărit două ochiuri, da, și am făcut ochiuri alunecate, în loc să faceți doar două, veți face trei. Odată la două rânduri, faceți câte trei piciorușe prin alunecare și atunci manșeta devine mai strânsă. Pentru mine este suficient. Îmi place metoda aceasta de elastic, în general la manșete, că arată destul de frumos terminată și nu se lărgește deloc la purtat, la spălat, își menține forma. Iar aici să nu săriți ultimul ochi și acesta îl vom lua întreg, facem piciorușul mic, un ochi de lanț și întoarcem și repetăm în felul acesta până terminăm toată mâneca de jur împrejur. Eu o să lucrez în afara camerei, după care o să revin pentru finalizarea bluzei. Am terminat manșeta. Am încheiat-o pe dos cu piciorușe alunecate. Noi mai avem aici pe canal, v-am arătat cum se încheie cu croșeta sau puteți pur și simplu să coaseți cu acul, cum vă este mai ușor. Și așa arată și în felul acesta bluzița este gata. Sper că v-a plăcut și acest tutorial. Nu uitați să vă abonați. În felul acesta nu veți pierde următoarele tutoriale și ne vedem curând cu noi proiecte.